Stuxnet a fost scris pentru a ataca sistemele de control și achiziția datelor folosite pentru controlul și supravegherea proceselor industriale. Are capabilitatea de a reprograma controlerele programabile, adică supercomputere care gestionează procesele automate dintr-o fabrică și de a-și ascunde modificările efectuate. Este primul virus care are ca țintă infrastructura industrială. Obiectivul probabil al firmelui Stuxnet a fost acela de a prelua controlul unor computere iraniene care foloseau sisteme de control Siemens. Articole de presă au avansat ideea că Stuxnet a reușit să infecteze chiar sistemul nuclear al Iranului din Natanz și a întârziat pornirea centralei nucleare din Bushehr. Acesta ar fi fost răspândit de pe laptopurile unor ingineri ruși, cu care inginerii iranieni lucrează împreună pentru dezvoltarea programului nuclear al Iranului. Prezintă câteva elemente interesante care aduc la realitate scenariile imaginate până acum doar în teorie, referitoare la capacitatea de a ataca informatic infrastructura critică, a cărei funcționare defectuoasă poate genera urmări grave, precum explozii la instalațiile industriale. Virusul infectează computerele prin stick USB, nefiind nevoie de conexiune la internet. Se actualizează din aproape în aproape în rețea prin metoda peer-to-peer. Se comportă diferit în funcție de tipul de computer pe care l-a infectat. Dacă nu este un computer care coordonează procese industriale, desfășoară doar activități de multiplicare pentru a răspândi infecția. Chiar dacă acest virus, care a fost denumit prima armă informatică în adevăratul sens al cuvântului, nu a produs încă o explozie undeva, dar avem un precedent și există acum obiect de studiu pentru crearea de eventuale alte astfel de programe și variante de atac cu urmări grave. Depistează dacă a fost instalat pe un computer industrial și caută conexiuni la dispozitivele digitale de coordonare a proceselor industriale. Reprogramează aceste dispozitive de control și le monitorizează activitatea. Ascunde infectarea și reprogramarea dispozitivelor, astfel încât operatorul să nu detecteze modificarea comportamentului dispozitivului. Este semnat digital, cu certificate aparținând unor companii importante, producătoare de componente PC și drivere. Semnătura digitală are rolul de a le indica programelor antivirus că programul software provine de la un producător legitim, semnătura permițând virusului să treacă ușor de una din metodele cele mai răspândite de protecție folosite de antivirus. Deci, nu se cunoaște cu certitudine cine stă în spatele acestui vierme informatic. Știm că este cel mai rafinat cod viral descoperit vreodată, dedicat afectării infrastructurii critice. Începând din Iran și apoi în toată lumea, firma Siemens a reacționat rapid și a dezvoltat un soft de identificare și eliminare a viermelui informatic Stuxnet. De asemenea, Siemens recomandă instalarea patch-urilor Windows pentru eliminarea vulnerabilităților sistemului de operare, precum și dezactivarea porturilor USB, calea de răspândire a lui Stuxnet.